Eliminare cheș la cuțite. Sezonul 9. Florin Dumitrescu a pierdut un concurent. Un membru al echipei albastre a părăsit competiția. Eliminare cheș la cuțite. Sezonul 9. Florin Dumitrescu l-a pierdut pe Ciprian Antone în cel de-al 15-lea duel al sezonului 9. Al 15-lea duel din sezonul 9 al emisiunii Chef la cuțite, difuzat la data de 7 iunie 2021, i-a adus lui Florin Dumitrescu o veste teribilă. Unul dintre concurenții săi a obținut cel mai slab punctaj la duel și a fost eliminat. Concurentul din echipa albastră, Ciprian Antone, a părăsit competiția, după ce Farfuria s-a obținut doar 7 puncte. Florin Dumitrescu a pierdut un concurent extrem de pasionat de bucătărie, dar și cu o experiență de invidiat. Chef la cuțite, battle-ul din 7 iunie 2021. În cel de-al 15-lea battle al sezonului 9 din Chef la cuțite, cele trei echipe au fost nevoite să gătească un desert și un fel principal în tema straturi. Astfel, echipele s-au conformat și au gătit cum li s-a cerut. Cele trei echipe au fost jurizate de practicanții de tir deportiv, iar Cătălin Scărlătescu a câștigat cel de-al 15-lea battle. Echipa verde și cea albastră au intrat la duel. La finalul acestuia, concurentul care a obținut cel mai mic punctaj a părăsit competiția. Fiecare duelist a tras un bilet la sorți, pe care era scris un număr. În ordine, fiecare a ales pentru un adversar trei ingrediente din lista anunțată de Irina Fodor, ce au fost apoi reciclate în preparate gustoase. Chipsuri, sticksuri, pufuleți, salam, grisine, cozonac, chec marmorat, fursecuri, zacusca, salată de ardei capia. Kebab de pui, cârnați, chiftele, șuncă și altele, la fel de surprinzătoare. Apoi, concurenții s-au apucat de gătit. Cine este Ciprian Antone, concurentul eliminat de la Chef la cuțite 2021? În vârstă de 40 de ani, Ciprian Antone este antreprenor și este căsătorit cu o frumoasă vietnameză stabilită în România, pe nume Bui Hong Nung. Cei doi au deschis un local deosebit în București. Pandemia ne-a dat curaj să facem asta. Am renunțat la vechiul loc de muncă și am decis să facem altceva. Sunt ospătar, ajutor de bucătar, livrator, hostes și tot. E foarte mișto. Cred că cele mai mari satisfacții le extrag din lucrurile mărunte, a dezvăluit Ciprian Antone.
Antreprenorul are o vastă experiență în domeniul restaurantelor, în special pe partea organizatorică. Ciprian Antone i-a impresionat pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu după ce le-a dezvăluit că a lucrat în numeroase locuri.